Lidia Fecioru a oferit românilor un sfat extrem de important. Cei care se confruntă cu insomnia pot apela la o băutură simplă care se prepară din două ingrediente și te va ajuta să ai un somn mult mai odihnitor. Lidia Fecioru a oferit românilor un leac foarte important pentru cei care se confruntă cu insomnia. Trucul este unul simplu și se poate consuma cu puțin timp înainte de a merge la somn. Efectele sunt miraculoase. Pentru cei care se confruntă cu insomnia, indiferent care este tipul ei, există un remediu simplu care vă poate produce o mare schimbare în viață. O băutură care se prepară simplu te va ajuta să adormi mult mai repede. Se prepară din banană și scorțișoară. Pe lângă faptul că are efecte foarte bune, are și un gust plăcut. Bem un pahar din această băutură miraculoasă cu o jumătate de oră sau cu o oră înainte de a ne culca. Reglează hormonii feminomasculini din corp și femeile pot rămâne gravide. Deci face un echilibru hormonal foarte bun. În plus, această băutură este foarte bună pentru sistemul nervos, pentru cei care au insomnii, care au probleme de stres. Vorbim de o băutură miraculoasă cu banană și scorțișoară care este foarte bună. Banana are calciu, magneziu și fosfor. Calciul este pentru mușchi, inclusiv pentru mușchiul inimii. Fosforul este pentru ca organismul să-și acumuleze tot ceea ce înseamnă minerale, iar scorțișoara ne ajută pentru tot ceea ce înseamnă circulație periferică. Băutura se prepară foarte simplu, ai nevoie de două banane pe care le tai rondele. Un litru de apă se pune la fiert împreună cu două bețișoare de scorțișoară. Când începe să fiarbă, se adaugă fructul și apoi se mixează până devine o pastă. Dacă vreți un gust și mai dulce, se poate adăuga miere, relatează spynews.ro.